Adunarea Generală Ordinară a acționarilor de la SIF Moldova a întrunit cvorumul necesar și s-a desfășurat la a doua convocare, după ce joi aceasta eșuase. Ședința a început furtunos încă de la primul punct de pe ordinea de zi. Acționarii au urlat unii la alții și s-au certat pe problema procedurii aplicate votului pentru secretariatul de ședință. Chiar și buletinul de vot a fost reclamat ca fiind nelegal, fiindcă pe acesta au fost tipărite numai propunerile SIF Moldova pentru secretariat și nu cele ale acționarilor din sală. Discutele pe procedură au durat aproape o oră, astfel că și lucrările în ansamblu s-au prelungit foarte mult. Pe ordinea de zi au mai figurat răscumpărarea unor acțiuni ale SIF Moldova, discuția asupra cuantumului dividendelor, problemele de strategie investițională. Însă cel mai disputat punct este cel legat de alegerea viitorului Consiliu de Administrație, care practic are în mâini soarta unor active nete cifrate la peste 261 de milioane de euro, împărțite în aproape 520 de milioane de acțiuni. Printre cei 20 de candidați propuși la funcțiile de administratori se numără componenții actualei conduceri SIF Moldova, formată din președintele Costel Ciocea, vicepreședintele Claudiu Doroș și ceilalți membri, dar și candidații propuși de unii acționari semnificativi, printre care se numără și Andrei Hrebenciuc, fiul deputatului Viorel Hrebenciuc. Cu rezultatul votului asupra Consiliului de Administrație, precum și cu alte decizii luate în cadrul AGA de la SIF Moldova, vom reveni în jurnalele TV Bacău.